G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Jurassic World Evolution! Băi, mă enervează spin-ul ăsta, frate! Mă enervează rău de tot spin-ul ăsta! Deci am văzut un comentariu de la voi care m-a intrigat enorm. Și anume faptul că toate modificările astea pe care le facem... 25-40 de ani. Au un efect mai mare decât doar ce vedem noi statisticile alea. Spinoul ăsta atacă gardul. Deci are confortul la 100% și brusc se decide că trebuie să atace gardul. Am impresia că la fel și Indominusul. Deci eu am așa o vagă impresie. Da, uite. Am așa o vagă impresie cum că noi nu o să ne putem ține de ăștia. O să devină, o să se agite indiferent ce le facem. Așa că am eu așa o vagă impresie cum că o să trebuiască să ne schimbăm dinozaurii ăștia pe care i-am făcut cu chestii de la securitate, fraților, că sunt prea... E prea nasoală treaba ce se întâmplă aici, nu știu să vă zic exact. Bun, deci inclusiv T-Rex-ul ăsta o să trebuiască să-l schimb. Bubă, e că am impresia că acum ei sunt foarte, foarte puternici. Și nu știu cu ce iau, uite, atac jeans la T-Rex, pana mea, deci 200 și ceva. Nu știu dacă ăla cu care vin la schimb, dacă o să poată să-l facă. Eventual să-l ajut cu mașina sau ceva de genul ăsta. Uite, vedeți? Agitated. Pur și simplu se agită. De ce te agiți? Deci fără niciun nimic, n-are nici, nu i-am făcut nimic. E același sarc în care am ținut Indominus de nu știu când. Ăsta cu ce m-au pus ei, nu mai știu cu ce Dumnezeu m-au pus să scoți. Așa, duceți-vă la gard acolo. Mergeți, fiți lângă gardul ăla, man. Unde atacă Indominus? Până acum Rex-ul n-am avut probleme cu el, până acum. Deși și ăsta am impresia că are tot așa pragul de confort, îl are mai sus decât l-am avut până acum. Foarte dubios. Se duce la gardul ăsta? Da, e agitat în continuare. Bun, fraților, hai că... am muncit un picuț. Uite că tocmai mi-a venit un quest prin care îmi cerea să mă uit cum doi dinozauri se bat și l-am ca prost, am dat decline. Pă, camia și picior. Băi, ce prost am fost. Bun, vreau să înlocuim carnotaurii. Bagă, hai să vedem ce ești în stare, Rex-ule. Ia, tati, ia. Hai să te vedem. Ce știi tu să faci aici? Ce tu, carnotaurul, fii atent. Vreau să înlocuim carnotaurii cu un carnivor nou pe care l-am ajuns la 100%. Așa, mă, tata, mă, e. Supără-te, supără-te. Ăla a fost. Mai are? Nu mai are. Bun, ok. Deci ăsta aici și Indominus în partea cealaltă. Nici n-am ajuns bine. Stai așa. Prescreen. Ce vorbești, mă, nene, mă, gata. Adio, la revedere, drum bun, mi-a făcut plăcere. Ok, hai să-l mutăm pe ăsta de aici și după aia luăm și pe nenea asta de aici. Hai, bate-l mai repede. Da. Gata? Come on. Ăla-i, tati. Bun, ok. Băi, am ajuns la 5 stele, frate, bam, m-am chinuit ca prostul să ajung la 5 stele, că aveam niște quest-uri. Să ajung la 5 stele cu diverse. Bă, și nu reușeam, bă, stăteam ca prostul. Mă, ce trebuie să-i fac, ce trebuie să-i fac? Am băgat două hoteluri în plus, că nu... Astea două de aici, spate în spate, le-am găsit loc cumva, că nu reușeam, domne. Și după aia, du-te, mai pune, vezi rating-ul, m-am uitat pe aici cu shopping rating, cu food rating, cu toate ratingurile posibile să ajung la 5. Și bineînțeles că fluctuează, dar mă rog, asta e altă discuție. Bun, avem mai un Gasaurus. Nu știu ce e ăsta. Hai să-l vedem. Olo. E o chestie micuță, fii atent. Ok. I think they first found this dinosaur, the Myungasaurus in Madagascar, and then they had to move it.
Știi, mă, să pleci de acolo, stai să-i dau drumul și la frățiorul tău. Trebuie să ne uităm să vedem dacă îi convine țarcul, pentru că s-ar putea să nu-i convină. Mamă, deci la fix pe cuvântul meu. A, pa, 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 pa. Ba, e mai bine decât Carnotaurul, ești nebun. Ia uite la Gușter. Du-te mâncă, du-te mâncă. Ok, interesant. Între timp, datorită faptului că am bombardat cu quest-uri, am reușit să facem upgrade-ul de success rate 3.0. În momentul de față, 90% pe plus. Deci dacă vreau să scot ceva de aici, am plus 90%. Pot să mă duc până la 10% la viabilitate. Ceea ce mi se pare genial. Vreau să scot un stego. Ca fapt divers. Stai două secunde. Băi, sunteți ok? Gata, putem să închidem poarta asta aici. Ok, știu sigur că mai am undeva ceva de ieșit. Ăștia tot. Kentrosauri. Am aici, trebuie să-i scoatem pe Gușteri, că știu că am niște frățiori. Nu, ce-am făcut? Uite, ăsta săracu. Bă, nu mă, sunt prost, mă. Bă, de ce, mă? Sunt eu prost. De fapt, am uitat. N-am realizat că au nevoie, trebuie să fie cel puțin 3 în țarc. Nu am realizat, pur și simplu nu am realizat. Și am crezut că sunt 2. Și m-am dus repede să-l tranchizez pe celălalt ca să-l mut la carnivori. Și după aia m-am apucat să-i fac genomul ca să dea bine. Și în momentul de față, dacă ne uităm la un Kentro, unde ești, tăticule? Ia uite, 18%. Da, reușim în felul ăsta să-i creștem ratingul și lifespan-ul și tot ce vrei și ce nu vrei. Deci super, super șmecher. Mutagurasaurul ăsta ar fi foarte interesant. Iarăși un dinozaur descoperit la quest-uri. Ok, deci Mangasaurul n-a fost cine știe ce. Am zis că, mamă, că să vezi că descoperim apa caldă. Dar n-a fost atât de interesant. Ok, ce ziceam? Ziceam că vreau să scot un stego, să-l dau să-l mănânce, nu știu, Rexul, Spino-ul, cineva. Da, și m-a apucat să fac aici la genomul Gușterului. Bun, și putem să scoatem un stego cu rating super, super mare și fix la 10%. Bă, l-am upgradat pe ăsta, stai așa? Da. Bun, perfect. Bun, și îl dăm, nu știu cu îl dăm. Tati, tu ce rating ai? 561, bă, să... Mamă, frate, ce ciudă mie că nu i-am adus. 531, tot la Indomino? Hai să vedem viața. 146 cu 80, 226 versus... 219, deci Rex-ul ar trăi mai mult un picuț. Îl dăm Rex-ului, sigur, de ce nu? Ca să fac quest-ul ăsta de aici. Pentru aia vreau. Bun, hai să vedem la știință, dacă putem să obținem un contract de la știință. Că tanti asta, stego. 3 stego. Băi, stego e fix ăla la care voiam să fac, stai așa. Stego e fix ăsta pe care l-a făcut ea din urmă? Da, frate, ești de bun. Mamă, frate, 1.000.000 per stego, nu mă interesează. Am la bani să-i arunc pe fereastră. Văzând un comentariu la cineva, că de cum ai atâția bani, hack. Dacă ar ști copiii ăștia câte ore m-am băgat eu jocul ăsta. Bun, ok. Trecem, facem, dregem. Hai să vedem cu misiunea, fraților, ce reușim să facem. Brachiosaurus, rating 135. Trike, rating 50. Stego, rating 80. T-Rex, rating 340. Și un Spino cu rating 350. Asta înseamnă că trebuie să văd ce fac cu Rex-ul actual, nu? Fuck. Bun, hai să începem misiunea asta. Ce pot să vă mai zic? I want to bring up our value and our overall reputation. I set goals that we can meet, and the way I figure it, we do this, and the other divisions are going to have to take us seriously. We become the real force of nature around here. You know what I mean? Ai dreptate, draga mea. Așa este. Right, let's start with some ce-a făcut, mă? A murit de bătrânețe? Hatch and house. Nu te cred. Make sure you're getting the ones I've identified. Keep chill. Da, șef. I got a plan, okay? Ambition, a double-edged sword. Și cum facem, bă, băieți? Fiți atenți cum facem, vă învăț eu. Luăm T-Rex-ul ăsta și vedem o bătălie într-un T-Rex și un Indominus. Așa că a fapt divers. Mai am vreun mort, a murit vreun alt între timp de mă agită în halul ăsta. Ce faci, băiatul? Ăsta e ala de la quest-ul, de la securitate. Văd că nu s-a agitat atât de tare, ceea ce mă bucură să văd.
Bun, ok, hai să vedem ce se întâmplă dacă scoatem pe nenea asta. That is a textbook example of doing it right. Bădea proste, bădea proste și îl trimitem aici, da? Sper să nu mi-l bifez aici. Mi-l bifez mai acolo? Da, mi-l bifează, băga mi-a și piciorul să-mi bag. Na, ia-l și pe ăla, te rog frumos. Ia T-Rex-ul ăsta, mută-l aici. Să vedem ce iese. Bun, întrebare, Stego. Stegu pot să fie 15 dinozauri maxim. Fiți atenți cum facem. Mutăm Carnou momentan. Păi că ăsta era țarcul inițial al Stego-urilor. Mutăm Carnou de acolo. Faci. Stai că să trebuie să mutăm la toată lumea aici. Așa, mai scoatem. Deci am scos 2 Stego acolo. Mai scoatem aici un Stego. Poate chiar 2. Trebuie să fie 5 în țarc, în același țarc. Success rate, chest rate. Ok, încă un Stego aici, încă un Stego aici. Unde mă? Chiar a murit ăsta, transportă-l. Vreau un Kentru aici. Da. Kentru. Mai bagăm încă un Kentru acolo și să-l înlocuim pe la mort. Ăsta de bătrânețe se duc gușterii. Ok, l-ai adormit pe ăsta, mă? L-a adormit pe ăla. Se bate T-Rex-ul cu... Fuck, pierd lupta. Ia, tati, ia. Nu, come on. Bă, ce mă enervează că nu văd suficient de bine. Mama, ei dă misiune că-mi stă în cale. A durut. Gata, s-au potolit un pic. Să vedem pentru cât timp s-au potolit. Come on. 38%, 33%. Dude, cât de aproape sunt oamenii aici cu capul. 34, 39. Hopa, are un avantaj în 2 minusul. Nu pot acum. 12. Deci cu capul. Are un avantaj în 2 minusul. Nu te mișca, că nu văd. Ăla a fost, ăla a făcut în 2 minusul, frate. Bun, cine e aici? Cine s-a bătut cu cine? Dead Dinosaur. Ce mă, de ce s-au luat la bătaie? Mor. De ce mă? What the hell? Mama a făcut ca un câine, ești nebun? Păi ești nebun că a făcut ca un câine? Wow, dude. Tu. Și gardul ăsta. Băi, ce s-a întâmplat, mă? Deci care e problema ta, my friend? Grassland. Nu ai suficient grassland? Deci n-am realizat chestia asta, mă jur că n-am realizat chestia asta. Ok, absolut nicio problemă. Hai să vedem cum îi mai dăm un picuț de grassland. Dude! Vezi că n-am fost atent acolo 2 secunde și atât i-a fost suficient. Nu de aici. Țar mai mare. Gata, șeful. Te rezolvă nenească aici instant. Grassland cât vrea sufletelul tău. Da, demolează poarta aia, că așa nu o folosim, ever. Bun, ia uite, bă, ce a intrat ăsta aici, în Baryonyx-ul meu, bă, băiatule, bă.
Bun, și ia-l pe ăsta de aici, că ăsta sigur nu are confortul. Dacă la Baryonyx nu... Bun, stai așa un pic. Ia uite, băi, nene, bă, stai că m-a luat... Jesus. Bun, și mai vedem după aia Baryonyx-ul ce reușim să facem. Ok, tranquilizează-mă și pe ăsta, te rog. Bun, două secunde, că nu mai știu pe ce lume eram. Nene, asta. Transportă-mi-l și mie, că l-ai tranquilizat și săracul, cred că moare de foame. Transportă-mi-l și mie aici. Așa, pe nenea asta transmite-mi-l aici. Hai să ne uităm două secunde să vedem dacă ăsta s-a potolit un pic. Bă, tot e mâncațeaia și sufletul, tot e pe minus. Băi, trebuie să-i tăiem câțiva copaci. Ia mă, cum ești acum? Ok, cred că dacă lăsăm un singur copac în tot sarcul, e cel mai fericit copil de pe pământul ăsta. Ia mă. Acum nu e bine. Acum nu-i convine că e prea puțină pădure. Da, are nevoie de un copac în plus. Fuck. Uite aici. Ia mă, cum ești? Atât, ia, hai să vedem. Îți convine, mă, ești pe plus? Un copăcel, dacă mai tăiem, ar fi perfect. Copăcelul ăsta de aici, poate? Ăla, ia. E suficient, man? Hai, creștem, te rog frumos, creștem, te rog eu frumos. Ok, a crescut un picuț la Grassland. Cred că este suficient. Cred că e în regulă. Tu, Dudule, e și tu ok, e și tu în regulă. Ok, deci... Super. Ok, avem aici 2 Stego. Și presupun că aici încă 2 Stego, nu? Da. Ok. Vine un coach. A task. Bam. Bam. Trebuia să vedem ce facem cu... bun, perfect, și Kentro ăsta poate să iasă de acolo. Nu. Atesc pe ăsta și pe ăsta, perfect. Opa. Băiatul are nevoie de un pic mai mult Grassland. Bă, băiatule, n-am de unde să-ți dau. Storming coming. Ah, superb, superb. Ok, Grassland, un picuț. Am un copac, dacă șterg, poate e suficient. Poate. Întrebare, voi aici aveți nevoie de tot spațiul ăsta? Nu, n-aveți nevoie de tot spațiul ăla. Perfect. Ia, hai să vedem dacă reușim ceva. Cum ți se pare acum? Ai mai mult Grassland. Se actualizează? Mă, s-a actualizat, dar tot nu e suficient. Fuck! Mamă, și s-a supărat rău de tot. Bun, hai să vedem ce reușim să facem aici cumva. Trebuie să-i mai dăm un pic de spațiu, mama lui de spațiu. Mă, deci îi caut cât un metru pătrat, ești nebun. Mor. L-a prins, mă, Băguștel. Hai că l-a prins. Seara cu cera. Ok. Ce mai avem? Bun, aici avem 2, 4, 5. Sunt supărați un picuț. Pentru că motive. N-are populația necesară. Aia. Sunt supărați un picuț de tot. Îmi cer scuze, băieți. Se la vi să mai întâmplă. Ok, du-te și la feeder-ul ăla de acolo, te rog. Ăsta era de carne, nu? Dezactivat. Da, e ok, în regulă. Mai ești supărat? Da, este supărat în continuare. Selectează mintele frumos și fă așa. Prima dată reparăm gardul ăla de acolo. Și după aia repar ce vrea sufletelul tău. 24, 25. Oh, perfect. Bun, ok, hai că și-a revenit aici. Se mută și nenea ăla de acolo. Perfect, Amundo.
Ok, toată lumea este cât de cât ok. Să vedem acum Ceratosaurul dacă este mulțumit de metru pătrat în plus. N-am avut de unde să-l rezolv. Dominus Rex e ok. Uite, am fi putut să-l mutăm aici, mă. Am uitat că a murit Spino. Știam că voiam să-l bag undeva, dar nu mai știam unde. Da, mă, tot nu-i convine, mă. Hai să ștergem un copăcel, să vedem dacă cu un copăcel dispărut reușim să facem ceva. Cât de aproape trebuie să mă duc de copacul ăsta ca să-l șterg. Ia, hai să te vedem acum. Fence broken. Bă, ca mea și piciorul în fence. E ăla de sus, nu? Da, e ăsta de aici. Hai că ăsta n-are niciun stres. E cumva stego-ul de la quest? Da. Este stego-ul de la quest, într-adevăr. E bine că avem elicopterul fix lângă. Ce a făcut, mă? A reparat gardul secunda 2 după ce a ieșit ăsta? N-are rost să dau drumul la bunker pentru că e ierbivor. N-avem niciun stres cu el. Pardon, scuze, tot dau escape în pana mea. Bun, mută la loc acolo pe bluștear. Mersi, ești un scump. Ia zi, dudule. Tot nu vrea. Hai să-i mai ștergem din copăcei, mă. Ia, mai să te vedem acum. Ți-am mai șters un copăcel acolo. Tot nu vrea, mă. Încă un copăcel? Ia, dude. Hai, actualizează-te mai repede. Nu e, mă, tot așa e, mă. Hop, hop. Băgă-mi aș piciorul în pădurea vieții ordinare. Bun, dragilor, hai să vedem. Foarte multă muncă, pentru că nu poți să faci exact ceea ce îți propui. Am modificat genomul de T-Rex. L-am scos pe guștelul ăsta micuț. Hai să vedem dacă îi convine să stea sau nu acolo. Am pus la rând de asemenea și un Spino. Storming coming, bineînțeles că storming coming, că doar de ce nu. Open our shelters. Ok. Cu rating-ul cum stăm pe aici? Suntem ok? Este ok, este în regulă. Hai, dude, ieși de acolo ca să știu de tine. Și hai să închidem porțile după mătăluță. Am dat să iasă și brachiou, adică să incubeze. Dar vreau la sfârșit de tot, pentru că brachiul o să fie păcătos și o să-i se ducă confortul instant în secunda numărul 2. Am trăit și-o vedea. Bun, până una alta, hai să vedem dacă mai avem ceva pe aici, deci aici e brachiul. O să scoatem acolo. Am descoperit alosauri. Nu, stai, m-am tâmpit. Ce faci, băi? Da, și acum structure damage. Go to viewing gallery. New viable the genome, perfect. Bun, aici o să trebuiască să stăm un picuț atenți. Să vedem ce mai este necesar să se repare. Ok, mătălța acolo pare să fie în regulă. Încă n-a trecut furtuna. Da, deci până acum doar ăsta de aici a fost cu probleme. Mă mănâncă să scot brachiul acum, dar nu vreau. Nu vreau, că știu că e tântălău. Și o să-mi creeze probleme. Opa, am făcut misiunea pentru securitate? Indoraptor, dude! Este mo! Indoraptor Genome, bitches! Oh my god, nu te cred! Nu știu ce-s astea. Isla Sorna ends mission incomplete. Isla Tacanio rating in low condition not met. Du-te, bă, de aici, lasă-mă în pace, bă, lasă-mă, bă, că am deblocat Indoraptorul, băi, nebunule. Bă, Indoraptor, bă! Unde e? Cum la... Ăsta are nevoie de 257. Da, deci... La Spino am putea să-l băgăm.
Acolo am putea să-l băgăm. Fără niciun fel de problemă. Hai că Spino e gata. Gata șeful, gata, gata. Hai să scoatem și Brachiosaurus-ul. Bun. Da, 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 ești frumos cu crăci. Urât, adică. Bun, și hai să vedem. Sunt foarte curios aici la Spino. Mi se pare că i-am schimbat design-ul. Bă, nu, mă, tot la fel e, mă. Omul ăsta n-are nimic interesant, mă. Parcă îi schimbasem un picuț înfățișarea. Dar se pare că n-are legătură cu nimic, ei? Da, ăștia nu știu ce pâine mai văd de la viața mea. Bun, ok, să închidem aici gate-ul. Sper din tot sufletul să nu-l apuce pe ăsta, să-mi zică că are nevoie... Așa. Bă, de freak storm? Nu! Salvează! Salvează, îmi ba piciorul, salvează! Ok, hai să vedem, ce reușim aici. Mamă, freak storm! We've got a category 5 storm barreling down right on top. I mean, it's never easy, right? Da, nici. Let's make sure we have our precautionary measures in place. Protect our animals, ourselves and our guests. Da, să trăiți. Got it? Storms da, da, da. Spook the animals. As I'm sure you're aware, this place has a history of things going badly, very badly because of the weather. Stay on your toes. And be facem. Ready. Da, șef, gata să trăiți. Așa facem. Ia, hai să vedem brachio. Unde ești, tati? Cum stai tu cu confort? Mănânci poponeț, aia stai cu confort. La social ești ok, dacă n-ai nevoie. Bun, hai să vedem cu forestul la Goșter, să-i mai punem câte un pic, câte un copac pe aici, pe acolo. Cred că de fapt ăsta e secretul pentru brachio. Are nevoie Goșterul de multe chestii peste tot. Pădure pe aici, pădure pe acolo. Să vadă el mulți copaci, bă. Asta este important. Să vadă el mulți copaci. Bam, bam, bam. E, cum e guștere? Da. Aie. Brachiosaurul nu dorește spații deschise. Gata, fraților. Ci că vine furtuna. Hai să vedem. Feeder-le la toată lumea cât de cât și aproximativ full. Pe acolo, da. Dudule, tu te duci? Nu, mă! Da, se duce mai departe, bun. Hai să vedem unde e furtuna. Mă aștept să fie o tornadă din asta nesimțită, rău de tot. Să vină așa, de jur împrejur. Să facă frumos. Hai, unde e? Ce crapă prima dată? ACU Center. Aici a crăpat prima dată? Go, 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 hai. Fugi. După aia acolo. Mai departe. Ce mai avem cu probleme? Hai să vedem. Moment. Mamă, deci mă simt ca în... Ia uite, frățică. Zi-mă, ca în Frostpunk. Ultima furtună. Furtuna finală, ești nebun? Ia uite-l, ia uite-l. Nu mă... Hai să vedem. Inițial pe aici. A trecut pe aici sau pe unde a trecut? Nu, faci, faci, faci. Nu e pe aici. Nu e, nu e, nu e. Bă, nu, 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 nu. Vai de capul meu. Clică-e, clică-e, clică-e. Toată lumea să clică-e. Reparați tot, nu lăsați nimic. Clică-e. Știi ce? Vino aici, repară ăsta, după aia e acolo. Mamă, Indominusul nu e fericit. Indominusul nu e freaking fericit. Go, 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 repare gardul. Come on, come on, come on. Selectează-l. Și dă bowling alley la final de tot. Așa, 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 așa. Come on, hai, hai, hai. Repară și gardul celălalt. Unde l-a spart, mă? Unde l-a spart, mă? Aici? Nu e, tati, putulește-te.
Da, acolo e o mică problemă. Ok, hai că ai ieșit în 2 minute. Ah, uite mă, aici mă. Gata, șef. Tu, atasc. Repair acolo, te rog. Trebuie să-i lăsăm după furtună să se potolească, nu pot să se tranquilizeze acum. Decât dacă se apucă și începe și sparge gardurile să intre la ceilalți. Stai așa. Hai să discutăm. Confort, aule, attacking fence. Bine că atacă toți. Ia uite, ia uite. Cum e, tati? Ești ok? Dispărăm o furtună. Unde se duce, frate? What a mess. Look, we're still assessing the damage, but in the meantime, we need to get our park back online and fully operational. Da, da, da. Also, we need to work hard to get our entertainment reputation back to an acceptable standard. You'll never get this place back exactly as it was, and it doesn't matter. Soon none of this will matter for you anyway. Mamă, ce ce premoniții așa și curând n-o să mai conteze nimic pentru tine cel puțin. Ia uzi, frate. Gata, tati. Gata, tati. Frumos. We are well on the road to recovery. Couldn't have done it without you, man. So, thanks. Wait a minute. What does Dr. Wu know about you that you've chosen to hide from me? I like a mystery, I do. Because a mystery is just chaos observed from the wrong perspective. What? I don't know if you considered yourself an entertainer when this began, but damn if you aren't one now. Together, we've delighted and thrilled our guests with experiences that, until very recently, they could have only imagined. That's as good as it gets. And that means you've done all you can for the entertainment division. If you know what I'm saying. Da, adică am terminat toate misiunile, absolut toate misiunile. Not many can attain mastery of their world, and yet, here we are. Here you are. When you started this journey, I anticipated this was going to be too much for you. To achieve mastery over the islands, and most importantly, the dinosaurs. But now, maybe in you, we have someone who can see John Hammond's dream of a world with dinosaurs fully realized. Yes, there. Could be something. Perhaps through this chaos, this is what was intended all along. And who, or more precisely, what could have predicted that? Cinematic de final? Ah, credițurile. Ok. Am făcut click. Au dispărut credițele. Bine. Bun, dragii mei. Elena Sky, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Nu este episodul final. Mai facem un episod în care scoatem Indoraptorul, bineînțeles, ca să vedem ce știe să facă. Dar până atunci, Nascai, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un comment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!